pe mine mă cheamă Victor Ioan Antonescu. Sunt în clasa a treia, școala Spectru. Bună ziua! Pe mine mă cheamă Nicolae David. Sunt în clasa a treia, la școala Spectru. Proiectul nostru are legătură cu două dintre cele 16 obiective globale de sustenabilitate. Apă curată și viața subacvatică. Efectele nocive ale poluării asupra ecosistemului acvatic. Un ecosistem este format din toate organismele și mediul fizic cu care interacționează. Ecosistemul acvatic este un ecosistem al cărui biotop este strâns legat de mediul acvatic. Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care afectează sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a organismelor vii și mediul în care trăiesc. Principalele tipuri de poluare sunt fizică, chimică, biologică. Există două categorii de poluanți: biodegradabili, care se descompun rapid prin procese naturale, și nedegradabili, substanțe care nu se descompun sau se descompun foarte lent în mediul natural. Mediul acvatic este mult mai complex decât cel terestru și aerian datorită strânsei legături dintre mediul și organismele acvatice. Acțiunea nocivă a substanțelor toxice se manifestă mai întâi asupra individului, apoi asemenea reacții în lanț și asupra speciei și în final asupra vieții acvatice. Poluarea apei reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității apei ca rezultat al activităților umane sau în urma unor procese naturale. Tipuri de poluare a apei. După natura substanțelor poluante, după perioada de timp cât acționează agentul poluant. Apa poluantă a devenit o problemă reală în ultimii ani, atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru sănătatea umană. Poluarea apei poate duce la intoxicații alimentare, boli infecțioase, efecte asupra sistemului nervos, dispariția vieții marine și boli umane. Știați că deșeurile din plastic sunt extrem de dăunătoare mediului înconjurător și viețuitorilor în general? Aceste deșeuri pot fi găsite în stomacurile la peste 90% din viețuitoarele marine din lume. Se estimează că până în 2050, masa plastică din oceanele lumii va depăși masa tuturor peștilor care trăiesc în oceane. În 1992, un container de transport maritim ce conținea 28.000 de rățuște de cauciuc a fost răsturnat în apa între Hong Kong și America, urmarea unui astfel de accident. Chiar și în ziua de astăzi, jucăriile respective revin la mare în diferite oceane, ajungând până pe coasta Angliei și a Irlandei. Viitorul suntem noi! Consumă responsabil! Haideți să avem grijă de resursele actuale și viitoare! Reciclează! Haideți să oprim poluarea! Vă mulțumim!